Câteva versete din Psalmul 78 și din mai multele gânduri pe care le-am avut așa ca și îndemn la ora de rugăciune, Dumnezeu mi-a pus pe inimă mai mult să mă concentrez la lucrul acesta, relațiile, legăturile noastre dintre generații. Așa a lăsat Dumnezeu ca să ne naștem într-o familie și de la Adam și Eva oamenii au fost binecuvântați ca să nască copii, să se dezvolte și să lase mai departe fii și fiice ca moștenitori. Este un lucru bun, este un lucru frumos pe care Dumnezeu l-a gătit și noi ne bucurăm astăzi pentru generațiile care au fost înaintea noastră, pentru părinții noștri, pentru bunicii noștri, pentru cei apropiați cu care probabil avem doar amintiri plăcute și amintiri frumoase. În același timp mă gândesc că anii trec și la rândul nostru suntem deja părinți, mare parte dintre noi, unii dintre dumneavoastră bunici chiar, și dacă fiecare dintre noi ne uităm în urmă, vedem că viața are un sens. Viața, în continuitatea ei, în zilele pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră, începe să prindă un contur, prinde un sens. Dacă ca și copii ne naștem și ne bucurăm într-un mediu cald, într-un mediu prietenos, gândurile noastre zboară de cele mai multe ori pentru joacă, pentru bună dispoziție, pentru distracție. Vin anii când încep să apese responsabilități pe umerii noștri și atunci din acei copii zburdalnici devenim părinți, poate că unii dintre noi mai exigenți, alții poate că mai apropiați de copii, dar fiecare în felul nostru, fiecare cu capacitățile cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, încercăm să lăsăm ceva bun în spate, să lăsăm ceva bun celor care urmează după noi. Aș vrea în primele momente de mulțumire să ne gândim la familiile în care ne-am născut, la părinții noștri, la bunicii noștri, la cei pe care, așa cum am spus, au jucat un rol important în viața noastră și pe care Dumnezeu i-a folosit ca noi să devenim oameni adulți, oameni puternici, cu o mentalitate și cu o trăire bună, sănătoasă și vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Aș mai vrea ca tot în această primă parte să-i mulțumim lui Dumnezeu și pentru cei prin care am primit cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cel mai mare câștig al nostru nu este faptul că ne-am născut într-o familie bună, nu este faptul că am avut părinți, poate unii dintre noi îi mai avem și astăzi sau alții i-am pierdut în timp. Dar cel mai de preț lucru este faptul că am avut părinți sau am avut oameni pe lângă noi prin care Cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost prezentat și așa Duhul lui Dumnezeu a putut să lucreze la mintea, la inima noastră, ca viața noastră să fie schimbată, să fie transformată. Și acesta este un lucru foarte important. Ați preda viața în mâna Domnului, a avea siguranța veșniciei este cel mai important lucru. Cuvântul lui Dumnezeu spune ce ar câștiga un om dacă ar câștiga, ce ar folosi unui om dacă ar câștiga toată lumea și și-ar pierde sufletul. Deci putem să vedem că viața aceasta cu tot ceea ce ne încântă, cu tot ceea ce am putea agonisi noi într-o viață, nu are niciun preț, niciun câștig înaintea veșniciei care ne stă înainte. De aceea, cu aceste
două lucruri de mulțumire aș vrea să venim înaintea Domnului și aș vrea să provoc pe cei mai mici dintre noi, care de multe ori nu sunt băgați în seamă, v-aș reaminti să vă rugați, dacă vreți, dintre voi, să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru părinții voștri. Sunt foarte mulți copii care au un părinte sau alți copii care au fost lăsați într-un institut în care să crească fără părinți și este o mare binecuvântare pentru voi, ca și copii, să aveți părinți care să se îngrijească de voi, să aveți părinți care nu doar să se îngrijească de nevoile materiale, ci să vă spună din Cuvântul lui Dumnezeu, să vă învețe despre Dumnezeu și despre calea pe care să o urmați. De aceea vă provoc pe voi întâi, cei mai mici, să veniți să îi mulțumiți lui Dumnezeu pentru familia în care v-ați născut, pentru părinții voștri, și apoi noi toți ceilalți, frați, surori, cei care aveți îndemnuri, să mulțumiți lui Dumnezeu, așa cum am spus, pentru cei prin care am auzit Cuvântul lui Dumnezeu și pentru părinții, pentru bunicii noștri, pentru familia în care ne-am născut din punct de vedere biologic. Haideți să ne ridicăm și